Cătălin Crișan poartă pentru a doua oară verighetă și se simte ca prima dată prins în mrejele dragostei mai curând decât se aștepta. Artistul a oficializat și în fața altarului relația cu Alina Cupșa, iar după altar, restaurantul. A fost petrecere mare într-un restaurant de lux din București cu invitați precum Elena Udrea sau chiar Cristian Ciocan. Este Alina aleasa pentru tot restul vieții? Eu îmi doresc din tot sufletul să fie așa, noi așa simțim. După primul da din decembrie anul trecut, rostit discret, departe de ochii presei, Alina și Cătălin și-au unit destinele și în fața altarului. Se cunună Rozeu Cătălin, Rozeu Alina Ioana. Mireasa a strălucit în superba rochie comandată la Londra. Alina, e cum ți-a ieșit, cum ți-ai imaginat? Mai frumos. A fost dragoste la prima vedere? Da. 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 Nu m-am așteptat sub nicio formă să port verigheta din nou după puțin timp. Cătălin și Alina au fost loviți de săgeata lui Cupidon acum mai bine de un an și jumătate. Noua doamnă Crișan este medic dermatolog și are 32 de ani, cu 11 mai puțin decât Cătălin. E schimbat. Și zic în bine. Adică Alina l-a schimbat în bine. Nu știu dacă Alina sau iubirea. Special pentru această ocazie, Elena Udrea și-a upgradat șuvițele cu 15 cm de bucle. Îi doresc case de piatră, fericire multă și tot ce vrea să aibă de la viață. Mă simt bine deja, pentru că, iată, vin la un eveniment fericit din viața lui Cătălin. N-au lipsit băuturile fine și mâncărurile mai mult sau mai puțin exotice, tartine cu icre roșii, ciuperci umplute, file de anșoa, muguri de sparanghel cu prosciutto și alte delicii pentru gusturi sofisticate. Finalul a fost încununat de un tort care a avut ca ingredient principal umorul. Ăștia doi care stau aici e supărată, iar eu am o față de tâmpit. Amy Winehouse.